Bună, dragi copii! Astăzi o să aflăm multe informații despre adaptarea la mediu, comportamente și curiozități în lumea animalelor. Animalele trăiesc în medii diferite de viață, ceea ce le influențează modul în care trăiesc și comportamentul. Animalele supraviețuiesc dacă sunt adaptate mediului în care trăiesc. Adaptările sunt caracteristici speciale care ajută un animal să trăiască și să supraviețuiască în diverse situații și medii de viață. Una dintre cele mai importante adaptări ale animalelor este cea la temperatură scăzută. Pentru a suporta temperatura scăzută, unele animale hibernează. Hibernarea este o stare în care animalele nu sunt active. Ele stau în același loc și dorm. Când vremea se încălzește, animalele ies din hibernare. Urșii consumă mari cantități de hrană în perioada dinaintea hibernării, deoarece pot pierde aproape un sfert din greutate. Sunt și alte animale, precum sconțul, ratonul, care hibernează, dar au și perioade în care ies pentru căutarea hranei. În zonele polare, temperatura scade până la minus 60 de grade. Animalele, precum ursul polar, pinguinul, au un strat gros de grăsime care le apără și le protejează de vremea rece. O altă formă de adaptare este năpârlirea, adică animalele își schimbă blana, care este mai deasă în perioada rece și mai rară în perioada caldă. Pentru a se proteja de frig, unele animale, păsări, migrează, adică se mută dintr-un loc în altul când temperatura scade și nu își pot găsi hrană. Unele specii de păsări, fluturi sau baleni migrează. Există și animale care se adaptează la temperaturile foarte ridicate, cu hrană și apă puțină. Ele trebuie să-și mențină temperatura corpului, de aceea ele se adăpostesc sub pământ sau la umbră. Altele se mișcă cu viteză mare pentru a nu sta mult timp în contact cu nisipul fierbinte. Să știți, copii, că există și alte adaptări pe lângă cele la temperatură, care ajută animalele să evite pericolele. Camuflajul, adică coloritul corpului, asemănător locului în care trăiesc, le apără pe acestea de prădători. Cameleonul are și alte adaptări pe lângă culoare. El își mișcă ochii și asta îl ajută să își vadă mult mai repede și sigur prada. Există pești care imită aspectul de piatră, de coral, și asta îl face mult mai greu de observat. Și interacțiunea dintre animale este o formă de adaptare. Maimuțele se ajută reciproc, adunând paraziții de pe corpul celorlalte maimuțe. Există și o pasăre care curăță dinții crocodilului după ce a mâncat. Liliecii dorm ziua și noaptea, când este răcoare, sunt activi. Rațele, gâștele au o membrană între degete care le ajută să înoate mult mai bine. Lumea animalelor este plină de curiozități. Caută și tu alte adaptări ale animalelor la mediu. La revedere, copii!